Bună ziua, bun găsit! Suntem din nou la Gorjul în direct. Astăzi alături de mine este doamna Elena Pițian, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Gorj. Bună ziua, bine ați venit, doamna Pițian! Bună ziua și bine v-am găsit! O să vorbim, bineînțeles, despre vaccinuri, despre viroze, despre gripă. E și un mediu propice, după câte vedem, să se întâmple toate relele astea, ca să spun. O să vorbim și despre situația cu vaccinurile, cum stăm și de care numărul îmbolnăvirilor, că am văzut că în fiecare săptămână se schimbă, crește numărul îmbolnăvirilor, din păcate. O să ne vorbim și despre recomandările pe care trebuie să le luăm în seamă neapărat. Așa că o să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți câte ceva despre cazurile de pneumonie. Am văzut multe cazuri de pneumonie, peste 1000. Astea sunt niște infecții ale plămânilor, nu? Haideți să începem, așa să zic, să intrăm în subiect. Da, avem destule. În perioada anterioară am avut și 18 cazuri de gripă confirmate la nivelul județului. Practic, deci într-o singură săptămână, din 28 antia până pe 4 a doua, s-au înregistrat 18 cazuri cu 8 internări. Am avut la grupa 0-1 ani 2 cazuri, 2-4 ani 2 cazuri, 5-14 ani 6 cazuri, 15-49 de ani 7 cazuri și la o persoană prinsă între 50-64 de ani. Din câte se vede, populația activă, practic cei care intrăm în colectivități și cei care merg, cu, de exemplu, copiii la școală, ei sunt cei mai vulnerabili. Exact, da. Și de aici și faptul că se răspândește gripa aia este pentru că micuții sunt duși bolnavi în colectivități. Am avut 1836 de viroze în această săptămână, cele mai multe am avut la 2-4 ani 226 de cazuri și la 5-14 ani 790 de cazuri, iar la 15-49 de ani 572 de cazuri. Am avut per total 70 de cazuri internate, din nou la aceleași grupe de vârstă sunt cei mai mulți, respectiv la 2-4 ani am 14, 5-14 ani 30 și la 15-49 de ani 8 cazuri. Acum aceste viroze netratate corespunzător și în momentul în care scoatem un copil în frig, din câte vedeți, temperaturile sunt ba crescute, ba scăzute, umiditatea este foarte mare, copilul nu se va vindeca foarte repede sau tratamentul chiar nu va reacționa. Și atunci se ajunge la pneumonii. Am avut un total de 619 pneumonii pe o săptămână. La grupa 2-4 ani 83, 5-14 ani 142 de cazuri, la 15-49 de ani 179 de cazuri. Au fost 140 de externări. Deci asta arată faptul că totuși evoluția a fost nefavorabilă și a fost nevoie de internare în unitatea spitalicească. Aici se pune problema unui tratament corespunzător, mai ales că pneumoniile de regulă au nevoie de antibiotic, adică tratamentul este cu antibiotic, virozele nu, am mai discutat și repetăm mereu aceste situații. Să nu facem greșeala, să nu facem că greșeala. La viroză. Exact. O viroză nu se tratează să luăm antibiotic sau să dăm copilului antibiotic. Nu. O pneumonie, da, pentru că este nevoie, este o infecție, există un microb, un virus care trebuie anihilat, să spunem așa. Dozele de antibiotic sunt recomandate de către medic. Nu se aplică un tratament după ureche. Dacă am auzit că persoana X, vecin, prieten, rudă, s-a tratat cu un X antibiotic la un anumit interval de ore, este total greșit. Pentru că un antibiotic are dozaj, timp de administrare, durată de administrare care este specifică fiecărui pacient în parte și atunci un consum, să spunem, neadecvat de antibiotice foarte mult nu face decât să ne afecteze organismul, exact. Și să ne imunizeze. La exact, adică un virus, un microb nu va mai avea, să spunem, sensibilitate atunci când noi administrăm un antibiotic pe care l-am luat așa la greu pe întreaga perioadă. Acum noi sperăm ca aceste cazuri să scadă, sperăm să vină totuși un sezon cald, sperăm ca oamenii să înțeleagă să nu mai ducă micuții la școală bolnavi. Noi am inițiat Ministerul Sănătății cu Ministerul Educației un protocol de colaborare prin care să spunem, insistăm pe aceste măsuri, pe tot ceea ce trebuie să întreprindă și școala pentru a preveni îmbolnăvirile de gripă, de viroze sau, Doamne ferește, de alte afecțiuni infecțioase. Noi am instituit niște măsuri, respectiv un triaj zilnic care să se facă în colectivitățile de copii cu izolarea
cazurilor nou depistate de copii bolnavi sau deja existente cu simptomatologie, asta fiind anunțată și, să spunem, partid, echipa medicală, medicul școlar cu asistentul școlar, care sunt unitățile de învățământ, exact. Cabinetelor din școli. Exact. Raportarea focalelor de infecții respiratorii acute, gripă, cu 3 cazuri pe clasă, deci există 3 cazuri, atunci se raportează la DSP-ul. Urmărirea ratei absenteismului, pentru că, bun, acum absenteism nu de chiulangeală cronică, să spunem așa, ci chiar de boală. Și întreruperea și o posibilitate de suspendare a cursurilor la o rată de absenteism de peste 20% din efectivul unei clase, deci la unitatea de învățământ, timp de 3 zile. Deci dacă 20% din unitatea de învățământ este absentă pe această cauză, cu viroze, gripe, care sunt declarate de către medicul de familie și părinții anunță unitatea școlară, se pot 3 zile suspenda cursurile. Da. Suspendarea se va face, deci, în funcție de tirajul epidemiologic, evitându-se întreruperea activității întregii unități școlare. Bine, aici este cazul unităților mari de învățământ, nu în cele mici, unde practic sunt câte o clasă, două, și atunci, clar, e nevoie suspendarea acelei școli. Pentru că în mediul rural, așa cum știm, sunt foarte puțini copii într-o clasă. Da, da. Suspendarea nu va fi mai mare de 5 zile lucrătoare, dacă se impune situația, și, bineînțeles, toate aceste colaborări le avem cu inspectoratul școlar, cu unitățile de învățământ, ne avem cadrele școlare în unitățile respective de învățământ, dar sunt activi și medici de familie, asistenții comunitari, mediatorii sanitari, care pe noi avem în județ, și urmăresc aplicarea unor măsuri mai, să spunem așa, insistente, adică o curățenie și o dezinfecție mai accentuată. Cu niște dezinfectanți, exact, care chiar să fie dezinfectanți. Exact, aerisire corespunzătoare astfelor de clasă, pentru că e vorba din bătrân, pe unde intră aerul pe geam, nu va intra totul pe ușă, deci trebuie să aerisim, indiferent că este fric sau cald, o încăpere. Nu numai la școală, ci și acasă este valabilă această recomandare. Asigurarea unor stocuri suficiente de substanțe de curățenie, de dezinfecție. Adică, bun, folosim acum mai mult, dar trebuie să avem în vedere o anumită perioadă de timp să avem aceste substanțe, să aibă continuitate. Adică să nu avem întreruperi de curățenie sau dezinfecție. Am făcut ieri, nu e vac astăzi. Nu se accepta așa ceva. Vorba de dezinfecție. Dezinfecție, nu zicem de deratizare, că am văzut ce s-a întâmplat. Deratizarea, Doamne ferește, au fost și decese. Dar dezinfecțiile astea, atunci când se fac, copiii bănuiesc că nu trebuie să meargă la... Nu, dezinfecția înseamnă chiar de puternice, deci, curățenia și acele dezinfecția soluții, în cele soluții pe care le aplicăm pe pavimente, care sunt recomandate chiar și unitățile sanitare. Pe care le folosim și acasă. Exact, probabil, care se folosesc, de exemplu, și în spital. Saloanele se curăță, se dezinfectează și în prezența bolnavilor, pentru că sunt substanțe care nu afectează organismul. Omul, exact. Da. Doar substanțele, suprafețele pe care se aplică sunt, există dezinfectat special pentru suprafețe, pentru mâini, pentru... Deci ele sunt diferite de la mod de utilizare și obiectul pe care îl curățim cu acele substanțe. Noi sperăm că am înțeles atât unitățile de învățământ, cât și primările cărora sunt arondate, necesitatea acestor substanțe. Practic, colegii mei vor continua să facă controle și oricum fac controle chiar în tot județul. Întreb, în momentul, da, în care merg într-o localitate din județ, clar se vor aplica și controle, vor face controle legate de modul de raportare a infecțiilor, modul de efectuare a curățeniei, dezinfecției. Cam câte controle au fost în acest sezon? De nu toamnă, pot să, iarnă, să zic. Da, nu pot să spun un număr exact, pentru că... Sau ce s-a găsit în neregulă în... În tezile de învățământ nu au fost găsite în neregulă. Practic, așa cum știți, la începutul anului școlar au fost acele controle făcute împreună cu ceilalți din celelalte deconcentrate care au activități specifice. DSV-ul, inspectoratul școlar, noi, cei de la ISU, pentru că și acolo sunt probleme legate de încălzire și de asiguranța copilului în tezile de învățământ. În afară de probleme pe care le-au depistat atunci, legate de, da, inerentele grupuri sanitare care există în curte și goare. Să sperăm că vor dispărea odată, pentru că eu am mai spus-o și mă repet, domnul primar trebuie să gândească că investind în acele unități de învățământ, investesc în viitorii dumnealor alegători, pentru că acești micuți ori să crească și o să se taxeze ca atare, pentru că este o reclamă, într-adevăr, pe media în care sunt prezentate acele grupuri sanitare în care poate noi ca adulți nu am intrat acolo. Și atunci este
nu este corect față de acești micuți care față de copii, să-i exact, să să intre niște... în astfel de grupuri sanitare. Din fericire, în Gorj nu avem atât de multe. Există și la noi grupuri sanitare în curți, dar totuși le sunt monitorizate și am înțeles că există planuri de conformare, planuri de viitor care să reducă aceste unități de învățământ. Acum, noi sperăm că se vor asigura și condițiile minime în toate unitățile de învățământ, respectiv apă caldă, săpun, pentru că astea sunt esențiale într-o igienă individuală, în respectarea numărul 2 igienă. Un copil merge la toaletă, trebuie să spere neapărat pe mânuțe sau atunci când se joacă la orele de sport sau în curte. Din nou, are nevoie de apă curentă. Eu am rămas minte la acel săpun. Chiar ieri sau alaltă, mă uitam la televizor și spuneau niște analiști care de fapt discutau politică, dar au adus vorba și despre condițiile din spitale, de exemplu. Dom'le, poți să iei ceva, o bacterie, așa, spălându-te pe mâini cu săpunul din spital, la școală. Există, sau care este riscul? Că, într-adevăr, da, ne dezinfectăm cu săpun, dar pe acel săpun pune mânuța altcineva. Exact. Sau nu, este în indicat cazul școlilor, săpunul cu dozator, săpunul pe care nu-l folosim. Majoritatea au dozatoare. Da, astea sunt cele mai indicate pentru că evită contactul direct cu săpunul în sine, care oricum stă în apă, stă într-un mediu poate propice dezvoltării bacteriilor, exact. Da. Dar recomandabil în colectivități, în locurile unde sunt fluxuri de persoane foarte mari, să se folosească aceste dozatoare, deci de săpun cu dozatoare și folosirea prosopelor de hârtie pentru ștergerea mâinilor. Există și acele uscătoare de mâini care nu sunt tocmai ok, pentru că și uscătorul de mâini, exact ca și un filtru de la aerul condiționat, poate să fie îmbâxit, poate să nu fie curățit așa cum trebuie și atunci pot să apară și de acolo probleme. Educația sanitară este foarte, foarte importantă pentru că un copil care merge la școală trebuie să știe lucrul acesta și de acasă, dar și la școală trebuie insistat. Sunt micuții care sunt la început, să spunem așa, și ei practic memorându-le sau impregnându-le de mici aceste obiceiuri, să se spele pe mâini după fiecare utilizare a toaletei, după ce se joacă, după ce vin de la ora de sport. În general sunt cam uituci. Sunt uituci, practic cred că nici timpul efectiv al unei recreații nu permite ca în momentul în care toți copiii vin de la ora de sport să folosească așa cum trebuie. Exact, să se spele pe mânuțe sau să... Pentru că ei se schimbă, știm de când eram copii, se schimbă ori în sala de clasă, ori în sala de sport. Timpul este foarte scurt, ei sunt poate mulți într-o clasă și de asta trebuie monitorizați atât de profesorul care a terminat ora de sport, să spunem, sau de cel care are ora următoare. Așa cum am zis, igiena spațiilor din sălile de clase, din, și nu numai, știi, din locurile de cazare, pentru că sunt unități care au și cămine de cazare, dar și unități de servire a mesei, cantine și bucătării. De asemenea, trebuie și acolo foarte mare atenție în dezinfecția veselei, în spălarea și curățirea lor corespunzător. Și, bineînțeles, o atenție foarte mare de unii pedagogi care au copii în cămine, se monitorizeze în ceea ce privește starea de sănătate a acestora. Copiii nu-și dau seama atunci când sunt poate bolnavi, ei se hazardează, las că-mi trece o zi, două, dar nu realizează că îl îmbolnăvește și pe cel de lângă el. Și de aceea este foarte bine ca la orele de dirigenție, la orele, eu știu, de diverse activități libere educație, pe care le au, să spun, exact, sau ce materii, să facă și aceste ore, nu o oră, 5 minute de educație sanitară chiar prinde foarte bine pentru micuți. Spuneați dumneavoastră într-o emisiune trecută de că v-ați fi dorit și în general cei care lucrează în domeniul dumneavoastră și-ar fi dorit acele ore de educație sanitară, exact, care sau a fost o... Au fost uitate undeva, a fost solicitate, o inițiativă, da, chiar a fost la parlament, o inițiativă, nu? Da, a fost o inițiativă făcută de colegii din DSP-urile din țară, la care toate DSP-urile am aderat și noi, să spunem așa, de a face o oră obligatorie de educație sanitară în școli. Și asta nu numai neapărat pentru a învăța un copil să fie igienic, să se spele, să respecte unul de igienă. Sunt multe, foarte multe probleme pe care le poți discuta cu un tânăr. Și plecând de la multe consum, informații. Exact, plecând de la consumul de tutun, de alcool, de droguri, care sunt întâlnite, din păcate, în unitățile de învățământ, până la viața sexuală pe care tinerii noștri încep, fie
foarte devreme, fie neprotejat, apar sarcini nedorite. E nevoie Este de astfel de nevoie, ore. este nevoie de astfel Da. de ore, mai ales că părinții, să fim sinceri, suntem și noi părinți, poate nu tot timpul am avut sau avem timp să ne dedicăm copilului nostru pentru anumite probleme și poate de multe ori faptul că un copil stă liniștit într-o cameră, se joacă pe calculator sau pe laptop, Zici că asta ne totul e mulțumește. în ordine, da. Dar ca părinți Eu trebuie să avem scuze, grijă. Sper să n-am vreo gripă pe care să vă o și dau. Acum să sperăm că nu vă punem pe statistică. Deci data viitoare vedem. Da, da, un lucru foarte important este familia, părintele, pentru că un copil practic își copiază modelul de acasă în primul rând. De asta este recomandabil să nu fumăm, să nu consumăm droguri, alcool în fața unui copil, unui minor. Pentru că de aici, dacă noi ca părinte îi dăm, să spunem, undă verde, cu ghilimele de rigoare, prin faptul, prin comportamentul nostru și prin exemplul nostru, copilul va spune, dacă tata și cu mama pot și eu, sau am și eu voie ca și ei. Acum, noi facem acțiuni de educație sanitară în școli prin cabinetele medicale școlare, prin asistenții comunitari, mediatorii sanitari pe care avem în teritoriu, colegii mei care sunt la compartimentul de promovare a sănătății, noi prin toate articolele pe care le facem și tot ceea ce diseminăm în teritoriu, dar... Cam câți mediatori are Direcția de Sănătate Publică? Aveți idee? Mediatori sanitari. Sunt și mediatori sanitari, ei sunt pentru colectivitățile rome și asistenții comunitari sunt pentru celelalte colectivități. Data viitoare promit că vă vine exact. Da, uite, numărul, nu mi-a venit. Da, trebuia exact, să vă întreb este mai un devreme. Număr, dacă nu zic o prostie, cred că la asistenții comunitari sunt 163, nu știu și exact. Și merg în școli. Da, ei au atribuții să meargă în școli, în colectivitățile în care unde sunt probleme, acolo unde sunt bătrâni care au nevoie de tratament la domiciliu, la cazuri gen copii singuri care au rămas cu un părinte sau care au părinții plecați în afară, cazuri sociale. Sunt oameni care merg pe teren, în teritoriu și ajută acești oameni. Așa cum am zis, data viitoare o să vă prezint o activitate pe care chiar am da, o raportare. Ar fi exact. Interesant să chiar avem vedem. O raportare mai ales că sunt tot felul de cazuri exact de asistență, ceea ce face asistența comunitară și chiar trebuie să spunem lăudați, pentru că de foarte multe ori s-au găsit diverse voci care i-au acuzat că primarul îi pune să facă X activitate pe care nu au în fișa postului sau domnul primar nu este mulțumit că nu face asistentul comunitar ceea ce vrea domnul primar. Adică trebuie să se înțeleagă că acești oameni au și ei propria lor fișă a postului. Exact, și au ceva conform ordinului pe care trebuie să respecte și ceea ce trebuie să facă. Și nu trebuie să fie blamați dacă nu sunt de acord cu ce zice un domn primar sau dacă refuză să facă ceva pe care domnul primar îl pune dar să nu facă. Nu sunt la ordinea primarului, în subordinea primarului. Ei sunt în ai primăriei, dar sunt bugetați din punct de vedere... A, sunt ai primăriei. Exact, ei sunt posturile, sunt ale primăriilor respective care au aceste posturi și care au deblocat, să spunem, și au creat posturi pe organigramă. Primarii probabil le dau sarcini în plus, lucruri pe care nu da, ar trebui să le facă nu ar mediator. Trebui să le facă și să știți că au foarte multe de făcut. Chiar dacă, așa cum am zis, vocile rele, cârcotașii care există peste tot și oriunde, în orice domeniu, vedem, da, vedem ceea ce nu face un om, dar nu vedem ce nu facem noi. Adică e mai ușor să acuzăm că nu face X o treabă pe care poate am putea și noi să punem urmă și să o facem. Am mai vorbit toată și v-am zis că acel spirit de a face voluntariat la noi nu există și nu putem să ajutăm un om de lângă noi decât dacă avem beneficii. E trist. Foarte trist. Mai sunt, să știți, oameni, din fericire. Sunt puțini, dar de obicei un cârcotaș care, așa cum am zis, stă și vânează numai ceea ce nu trebuie, în sensul că s-a părut dumnealui că o persoană nu a comunicat cu el sau nu a făcut ceea ce și-a dorit el, bineînțeles că va găsi nod în papură și va găsi poate să o emisiune viitoare vom dezvolta subiectul. Da, mi se chiar, pare chiar vreau, pentru că o să vin cu o situație și cu o raportare pe care colega mea a făcut-o. Mai ales că acești oameni chiar și chiar sunt... a fost săptămâna în colegiul prefectural legat de această asistență da. Comunitară și avem oameni mulți care de câte ori avem campanii. Am avut campanii cu tutun, am avut campanii cu siguranța persoanelor, am avut campanii pe care împreună cu poliția română le-am desfășurat și cu ele merg cu informațiile în teritoriu. Acum legat de informații, avem în această lună februarie o campanie
pe care, din nou, ele o să o facă în teritoriu, cu sănătatea reproducerii, adică da, vreau să vorbim protejează și despre această sănătatea. Campanie. Practic, așa cum am zis, această campanie pe care noi o avem este în luna februarie. Dar vă dați seama ce ar însemna dacă am avea acele ore de educație sanitară în care poți să discuți despre această reproducere mult și sănătos, să spunem așa, pentru că problematica sănătății reproducerii este foarte vastă. Avem, din păcate, tinere, copile cu copii, a scăzut vârsta la care ele devin mame, din păcate. Am văzut cazuri la acel centru pe care îl avem noi de protecție în Târgu Jiu. Într-adevăr, copile de 15 ani sau chiar sub 15 ani care aveau în brațe un micuț. Și ceea ce mi-e grav este că în momentul în care un copil greșește, nu găsește nici înțelegerea familiei pe care da, o conjoară. Da, am mai vorbit exact. Despre asta. Într-adevăr, rămâne o problemă constantă. Exact. De aici ar trebui să avem aceste ore de iar educație. Iar subiectele acestea de educație sexuală, să-i spunem, au rămas în mentalitatea multora subiecte tabu. Da. Adică părinții nu reușesc să... recunosc să știți că și eu am avut discuții cu copiii mei, dar am avut norocul că deja în școli au venit probabil persoane de care spuneam, nu asistenți comunitari, mediatori, care le-au vorbit copiilor despre... Da, probabil și cei de la educație sanitară sau colegii mei de la sau de la educație școlare. Da, da, știu exact. Că au fost campanii și fetița mea a venit foarte, cum să vă spun... Informată. Informată acasă. N-a trebuit... Am ocolit oarecum, cum să zic, acea situație de tensiune sau... Da. Pentru că e foarte... Chiar și pentru noi părinții e cam greu să vorbești despre asta. Ținând cont, acum eu am zis în formă de comunicare între ei și de informare largă pe netul acesta care cuprinde orice informație. Cred că de multe ori... Dacă vreți să le explicăm noi ceva, probabil o să ne punem la punct și să ne dai explicații mai concrete și mai științifice. Da, și asta vreau să spun. Exact. Pe mine școala, într-adevăr, m-a ajutat mult de tot ca părinte din da, punctul acesta un singur de exemplu. Vedere. 2017, România era pe primul loc în Uniunea Europeană în ce privește numărul de nașteri înregistrate la adolescente cu vârste sub 15 ani. Sub 15. Reprezentând, exact, sub 15. 9,78% din totalul nașterilor. Practic, este o grupă de vârstă cu mare risc pentru mamă și pentru copil, pentru că, în primul rând, nici mama nu are organismul foarte bine dezvoltat fiind un pentru copil. A duce exact la bun sfârșit o sarcină de 9 luni și de a naște un copil care să fie apt din toate punctele de vedere, să fie sănătos, să fie un copil fără probleme psihice sau fizice, pentru că totuși riscurile sunt foarte exact, mari. Este un copil... foarte puține cazuri în care sunt copii mai dezvoltați fizic și să zici că totuși poate să ducă la sfârșit o sarcină. Deci este totuși un fenomen acesta copii cu copii foarte răspândit la noi în țară și de asta campania pe care o vom avea în această lună, în februarie, va fi mai vastă și vom încerca să ne întindem, să spunem așa, prin foarte multe unități de învățământ și să sperăm că vom reuși să facem și materiale și pe la care... ce clase veți vorbi despre asta, veți merge? Bineînțeles, să vă merge la cei care deja încep să-și care se pune, să zicem, problema începerii vieții sexuale, probabil la cei de la 14-15 ani, pentru că au o înțelegere mai un grad de înțelegere mai ridicat, pot să priceapă anumite esensuri pe când ăștia micuții, totuși încă nu se pune problema începerii vieții sexuale de mici. Da. Să sperăm că nu vor fi mai mici de 15 ani. Acum vom vedea ce. În momentul în care vom avea strict anumite acțiuni pe care să le desfășurăm, vă vom ține la curent mass media, vom încerca să... E o campanie extraordinară exact, de interesantă vom încerca și să utilă. Facem cunoscute exact tot ceea ce facem. Noi am încercat, chiar dacă Cărcotașii ne acuză că nu avem comunicare, că nu încercăm să comunicăm legat de ceea ce se întâmplă pe raza de sănătate în Gorj, noi încercăm să facem lucrurile astea pentru că, la urma urmei, suntem și noi interesați să prevenim. Rolul nostru este să prevenim neapărat, să sancționăm sau să facem acțiuni de-astea. Ce vreau să vă mai spun? Apropo de Cărcotașii de care dumneavoastră vorbiți, nu știu despre ce este vorba, dar așa ca o
o observație de bun simț, pot întreba la orice instituție, în baza legii 544, orice informație... Exact, orice informație publică. Noi le-am pus și pe site. Avem pe site-ul nostru toate informațiile legate de protecția gripei, bolilor infectocontagioase. Și aș vrea să ne întoarcem un pic la gripă. Da, pentru că e de sezon și... Este de sezon și știți ce mă îngrijorează? Văd aproape seară de seară că nu pot sta departe de știri, sunt lipită de televizor în timp ce gătesc sau, mă rog, chiar la Antena 3, Radu Tudor, realizatorul Antenei 3, vorbește despre acea posibilă pandemie. Vorbim de coronavirus. Da, să zic, mă interesează foarte mult și pe mine chiar gripa asta a noastră, obișnuită și anuală, a făcut victime destul de... Da, la nivel național. Multe la nivel victime, național, dar nu știu exact, nu rețin care este numărul îmbolnăvirilor. Dar problema este alta. Cifra. Că, cred că 18 sau ceva. Da, problema este alta. Aceste cazuri de deces au apărut practic la persoane care deja aveau alte afecțiuni asociate. Există poate persoane care au probleme cardiace, neurologice, da, pulmonare și atunci, bineînțeles că imunitatea noastră și corpul nostru nu mai poate să lupte la anumită vârstă sau cu anumită afecțiune în plus. De asta, în momentul în care apar aceste vaccinuri antigripale, persoanele prioritare sunt persoanele cu boli cronice și peste 65 de ani. Pentru că aici riscul de îmbolnăvire și de deces prin îmbolnăvirea de chiar și o simplă viroză poate să-i pună, să spunem, în dificultate pe acești bătrâni care au afecțiuni asociate. Este dificil pentru dumnealor pentru că ei deja au imunitate scăzută. Vârsta este și ea care este, se mai pune problema tratamentului pe care dumnealor îl au. Au da, foarte atunci, multe pastile da, pe care dumnealor pastile, le consumă. Da. Este clar că organismul este obosit, să spunem, din punct de vedere al sistemului imunitar și nu mai poate să lupte cu o nouă afecțiune. Și atunci aici cedează. Cedează, apare insuficiența respiratorie, apar probleme cardiace mult mai accentuate și de aici apar cazurile de deces. Dar pot să apară cazuri de deces și la persoane, să zicem, sănătoase în afara acestei gripe, pentru că nu a fost tratat corespunzător la timp, la adică timpul cum trebuie, optim, dar... exact. Au apărut de aici complicații pulmonare, respiratorii acute și atunci normal că organismul nu rezistă. Așa cum am mai zis-o, chiar dacă suntem tineri, nu avem totuși o imunitate wow, pentru că nu încă sănătos, nu ne hidratăm corespunzător, nu facem mișcare așa cum trebuie, stresul este cel care de zi cu zi ne macină, să zicem așa, și ne distruge pe foarte multe căli. Chiar dacă nu avem aceste simptomatologii și nu simțim că suntem obosiți sau corpul nostru are nevoie de odihnă, este clar că în acele momente și sistemul nostru imunitar are probleme și nu va mai putea lupta cu astfel de afecțiune. Noi am primit la nivelul județului nostru aproximativ 23.900 de doze de vaccin antigripal care au fost răspândite în teritoriu, la medici de familie, ei au fost cei care au știut persoanele și grupele de risc care necesită o vaccinare imediată, deci în primele zile ale campaniei. Au fost vaccinate și cadrele medicale, așa cum v-am mai spus, și persoanele care intră în focare, să zicem, sau în situații de urgență, colegi de la ISU, colegii care lucrează cadrele medicale în colectivitățile de copii ale GASPC-ului, pentru că și acolo un om care vine bolnav din afară poate îmbolnăvi toată colectivitatea respectivă, chiar dacă este închisă colectivitatea. Deci chiar dacă există copii într-o colectivitate a centru social, clar, dacă eu ca și profesor sau ca asistent vin bolnav în toată respectivă, clar voi îmbolnăvi copiii. Sigur că da. Și de foarte multe ori și acei copii sunt copii cu probleme de sănătate, sunt copii care au imunitate scăzută și pentru ei ar fi foarte greu să ducă o gripă sau chiar și o viroză. Am văzut o declarație a domnului Străinu și spunea că acel vaccin trebuie făcut în luna octombrie. Da, acel vaccin deci trebuie... contează foarte mult și perioada în care trebuie... Contează foarte mult și perioada în care îl facem, pentru da. Că, în primul rând, nu trebuie să fim noi la rândul nostru bolnavi. Nu trebuie să fi contactat virusul gripal, pentru că de foarte multe ori persoanele care s-au vaccinat au zis, am făcut gripa după ce m-am vaccinat. Nu, greșit.
am făcut gripa, nu datorită vaccinului, ci datorită faptului că noi, înainte de a inocula vaccinul, eram deja portatori de virus gripal. Și atunci trebuie neapărat și atunci, un control înainte. Nu sau... ne putem da seama, pentru că sunt aparent sănătos. Acum eu sunt sănătoasă, mă manifest corespunzător, dar merg cum fac vaccinul peste 2 ore. Dar eu poate, acum câteva ore, am inhalat în organism virusul care încă nu se manifestă. Vaccinul are și o perioadă scurtă de timp în care este inactiv în organism, deci nu își produce efectele imediat în momentul inoculării. Și atunci este clar că în momentul în care noi am contactat virusul, el are o perioadă de incubație X, plus faptul că am făcut și vaccinul, atunci se suprapune exact perioada în care vaccinul nu este activ. Și clar, am făcut gripa, dar nu datorită vaccinului, sau poate am făcut gripa cu o altă tulpină decât cea pe care noi am avut-o în acel vaccin. Asta este, după mine, chiar o problemă. Da, sunt de acord cu vaccinarea, dar dacă, nu știu, fac un alt fel de răceală. Da, pentru că nu se poate ști momentul fabricării vaccinului X ce tulpini vor mai apăra pe traseu. Adică, exact, uitați, pentru că tocmai vorbeam de coronavirus, exact. Nici măcar nu se cunoaște antidotul. Acum vaccinul se face după un studiu, după o cercetare prealabilă în care s-au văzut cele 4 tipuri de tulpini care au fost virulente sau care au avut probleme în perioada anterioară fabricării vaccinului, și atunci se selectează și se face acel vaccin cu 4 tulpini pe care noi l-am administrat. Acum, în perioada următoare poate să apară o altă tulpină mai virulentă sau poate s-a combinat o altă tulpină cu o altă tulpină care deja nu i-a făcut-o. Și de aici este bine că totuși, în momentul în care suntem vaccinați, vom face o boală mult mai ușoară chiar și cu o altă tulpină. Deci organismul nostru va trece mai ușor prin boală. Deci pentru că vaccinul acela apără cumva. Exact. Pentru că chiar stimulează, dacă e vorba de altă tulpină. Da, ne stimulează sistemul imunitar, practic îi dă, cum se spune, un imbolt să se trezească puțin la realitate și să luptă pentru apărarea organismului. Și atunci este clar că vom fi feriți de a face niște cazuri. Dumneavoastră v-ați vaccinat în fiecare an? Da, sunt vaccinată în fiecare an. Și, tot așa în luna octombrie? Da, în momentul când a venit vaccinul, noiembrie, octombrie, noiembrie, când a venit vaccinul, chiar și chiar m-am... Ați avut vreodată neplăcerea să răciți imediat după sau să aveți probleme? Eu am plăcerea, cu ghilimele de rigoare, să răcesc eu vara. Cred că n-am zis plăcerea, cred că neplăcerea. Nu, la mine plăcerea cu ghilimele. Nu, dar sunt cam senilă și mă întreb. Nu, deci la mine... Am obiceiul să fac niște gafe. La mine se întâmplă vara, recunosc că am o perioadă în care, clar... V-aș ruga frumos să mai spuneți odată cam câte doze de vaccin au fost. 23.900 au fost distribuite în teritoriu, cred că mai sunt aproximativ în jur de 7-800 în județ la mănci de familie. E un lucru bucurător că am primit atâtea doze pentru și la anul trecut, practic, în această campanie, le-am primit mai repede decât în anii anteriori. Este un lucru foarte bun. Deci nu au fost probleme. Nu au fost probleme, pentru că ceva ani în urmă le primeam poate prin decembrie, când deja era un număr mare de cazuri. Și populația chiar întreba foarte mult de acest vaccin antigripal. Au fost, din păcate, ceva probleme în anii anteriori, atunci când a început acea campanie mediatică paralelă cu mass media de bună credință, în care erau practic denigrat, să spunem, acest vaccin antigripal, în care erau expuse fel și fel de contraindicații, de fenomene care pot să apară după vaccinarea antigripală. Și am avut, nu mai rețin exact acel an care a fost, în care am rămas cu foarte multe doze de vaccin antigripal neutilizate. Deci lumea n-a mai venit să se vaccineze. Exact, da. Dar în momentul în care a apărut acea avalanșă, să spunem, de gripă A1, H1, ne-a venit timp ceva ani, chiar nu aveam, nu făceam față să vaccinăm, pentru că atunci au năvălit toți oamenii și au înțeles că este necesar. Din distrare, speriați, probabil. Exact. Da. Cred că românul nostru nu apreciază ce are, ceea ce are, ceea ce îi se dă. Și eu am mai spus-o și mă repet, dacă este gratuit, poate nu este bun, dacă gratuit, nu-l mai vreau, dar dacă nu este, totuși îl vreau. Adică... Da, avem și partea asta, nu, da. Nu știm exact ce vrem, pentru că de foarte multe ori, un simplu exemplu, legat paralel de această nevoie de a avea ceva gratuit, da? TSP-ul distribuie către bebelușii de până la un an care au probleme de sănătate, mămicile care nu pot să-i alăpteze, care sunt subnutriți copii, acel lapte praf prin programul de sănătate a mamei și copilului.
Au fost într-adevăr momente în care licitațiile se fac la nivel național, în care poate nu au fost producătorii, probleme. Au fost o lună, două, în care nu au avut lapte praf. Toată lumea, toate primăriile, nu avem lapte praf, vrem lapte praf, DSP-ul de laptele praf. Și în momentul în care eu acum distribui lapte praf și am cantități suficiente de lapte praf și le dau telefoane și paxuri să vină să ridice laptele praf, există și primării care nu se mai deranjează să vină decât după telefoane insistente să vină să ridice prin acel serviciu social laptele praf. Deci, practic, nu vorbim aici de nimic care să-i facă rău unui copil, cu ghilimele, îi repet de rigoare, că nu face rău un vaccin nimănui. Deci dacă nu este interesul pentru acel lapte praf pe care copilul, de care are nevoie un copil, iar tu ca și partea administrativă, exact, este, nu spune marca, dar este o marcă care este foarte bună, este un lapte foarte bun folosit. Supervizat, exact, din punct de vedere al sănătății. Și al copilul respectiv și are nevoie, da, pentru că este subnutrit, este un copil care are nevoie. Are o mamă care nu poate să-l alăpteze din diverse cauze medicale sau se întâmplă. Nici eu n-am putut, de exemplu, să-mi alăptez fica pentru că n-am putut. A folosit laptele praf. Deci ce vorbim? Din punctul ăsta de deci vedere. Vorbim de lucruri pe care foarte greu, este foarte greu să mergem puțin pe normalitate, să nu mai punem acele mii de întrebări de ce, cum, nu e bun, este, adică totuși sunt niște specialiști. Aici toată stima pentru domnul Străini Cercel, este un om deosebit, dumneavoastră chiar, deci este o persoană care ceea ce spune asumat și în cunoștință de cauză. Da, este și un om spune de foarte mulți ani. Exact, adică este un om care are o experiență în spate și dumnealui ne învață lucruri bune. Adică nu putem să contestăm ce spune dumnealui și să luăm în calcul exact ceea ce spune cineva, poate un producător de X medicamente. A fost, dacă nu mă înșel, acum un an sau doi, acel val de contestări împotriva vaccinurilor în general. Exact. Nu mai vorbim de vaccinul antigripal, vorbim de rujeolă și de, știm foarte bine și ce și în momentul în care apar câte un caz sau câte o problemă, devine Ministerul Sănătății, DSP-ul, asistenții medicali sau medici că nu fac vaccinările. Da, iertați-mă că vă întrerup. Nu înțeleg un lucru. Majoritatea celor care contestă vaccinarea au făcut la rândul lor copii fiind acel vaccin. Și atunci, eu n-aș avea curajul să-mi retrag copilul de la vaccinare atâta timp cât eu am beneficiat de acest vaccin. De oricare, de tot, mă rog, cât au fost atunci. Și să nu uităm că sunt tipuri până de vaccin, în acești ani, sunt tipuri de vaccin de care noi nu am beneficiat. Să ne vorbim de acel vaccin HPV împotriva cancerului de col uterin, de care noi nu am beneficiat și poate că ni l-am fi dorit. Generațiile noastre sunt foarte Este multe. Unul relativ nou, să spun, nu? Da, este relativ nou, care totuși în Statele Unite și în alte state din Occident este folosit și la care numărul de cazuri de cancer de col uterin a scăzut simțitor. Deci a scăzut este până deja aproape o de situație. Zero. Deci sunt, dacă nu mă înșel chiar în Statele Unite ale Americii, am văzut un documentar, deci dacă spun o prostie, scuze, dar acel stat a ajuns aproape de zero cu aceste cazuri de cancer de col uterin. Pentru că s-a Numai făcut de o vaccinare, deci acel vaccin HPV care s-a administrat și care a dus la scăderea acestui număr de cazuri. Pentru că pe măsură ce a fost aplicat an la rând, generații care au venit din spate s-au vaccinat corespunzător la vârsta la care trebuie, înainte de începerea vieții sexuale, înainte de a începe a intra în contact cu un posibil virus, duce foarte mult la scăderea acestei afecțiuni. Pe când la noi, generațiile care suntem din spate, nu am beneficiat de ele, sunt foarte multe cazuri, din păcate suntem pe primele locuri de cancer, de deces de cancer. În fiecare uterin. Zi afli de câte un și cred că nimeni că a fost diagnosticat cu exact, cancer. Exact, niciuna dintre noi ca oameni nu ar trebui să ne asumăm acest risc și să lăsăm copilul nostru să se îmbolnăvească. Deci, militați pentru acel vaccin împotriva cancerului uterin la fetițe. El se administrează atunci când copiii au 14 ani. Exact, se administrează înainte de începerii vieții sexuale, se administrează și la persoanele care deja au început și care sunt active, dar după efectuarea testului Papa Nicolau pentru a fi negativ și a nu exista deja probleme. Și ce avem? Avem un număr redus de doze de vaccin care au fost solicitate, avem părinți care nu au fost de acord cu vaccinarea și, practic, în momentul în care, așa cum am zis, se îmbolnăvește o tânără și nu mai ai nimic de făcut, atunci începem cu acuzații. Nu s-a făcut nimic pentru copilul meu. Este trist, dar primul pas puteai să-l faci tu ca părinte.
tu ca părinte puteai să fii de acord să-ți vaccinezi copilul? Da, dar nu este o garanție că nu mai faci acel cancer? Ba da, este o garanție. Vaccinul este aplicabil în 3 doze, este un vaccin care protejează și care reduce riscul de apariție. Vă spun sincer, și mie mi-e teamă ca părinte, vă spun, de acest vaccin, încă nu sunt. Dar mai am câțiva ani de gândire, da, hey, și de analiză. Atunci luați puțin așa studiile. Știți cum spate. Suntem când e ceva exact. Nou? Este nou, dar nu este nou la noi, dar nu este la nou noi, în lume. Da, nou în lume, pentru că așa cum am zis, sunt state. Și alunec și eu în acea exact, a convenționalismului, ca să spun așa. Dar trebuie să ne gândim puțin că bun, au fost radicate anumite afecțiuni, anumite boli. În timp, exact ce se întâmplă în China, da? Au apărut virusuri care sunt noi, au apărut dacă mănâncă modificări. Biete animale exact, care n-ar trebui să ajungă în stomacul lor. Apar tot felul de... Și un virus gripal, de exemplu, se poate modifica, se poate transforma, se poate pot apărea mutații genetice. De asta este bine ca noi să fim vaccinați și pregătiți. Poate că, poate în timp, Doamne ferește, nu este deloc dorit ca o boală pe care noi am eradicat-o sau pe care o putem ține sub control cu vaccinarea să nu mai fie conformă nici vaccinarea, pentru că el a suferit mutații. Și ceea ce noi folosim un vaccin pentru el să fie ceva... Apă de ploaie. Exact. Da. De asta este bine totuși să fim precauți. Este bine să ne gândim puțin la sănătatea noastră atunci când suntem bolnavi, să ne tratăm corespunzător, să-i tratăm pe cei din jurul nostru corespunzător. Nu trebuie să ne tratăm după ureche. Asta e prima exact. Condiție, da. Suntem într-un secol în care nu mai avem lipsă de cadre medicale. Chiar și în cele mai depărtate cotroane există și sunt medic. Afecțiuni care ne depășesc. Dacă înainte exact. Băbuțele noastre ne oblojau cu, nu știu, pătragină de o arsură. Și organismele altfel erau mai sănătoase. Da, părinții noștri, acum noi consumăm fast food-uri, toate preparatele sau semi-preparatele, până nici bananul orez din câte am văzut. Da, am auzit și eu. Așa nu mai este ceea ce credeam noi că este. Adică nu mai putem avea garanția că mâncăm sănătos. Poate și acele produse pe care vânzătorul din piață spune că sunt bio, le putem consuma și bine mersi ele să fie luate dintr-un lot dintre ăsta din piață unde a fost crescut normal ca și celelalte. De asta este bine totuși să avem grijă de sănătatea noastră, să fim responsabili și asumați atunci când consumăm câte ceva. Eu am rămas fără acumulator la telefon, nu știu exact cât timp mai avem. Vreau să vă întreb, a fost schimbată doamna ministru Pintea, când a fost schimbată? Apropo, și dumneavoastră suferă de o boală imuno, nu știu cum, o boală destul de gravă, că vorbeam că auzim că se îmbolnăvesc tot felul de cunoscuți sau foarte cu se îmbolnăvesc și sunt foarte afectați de un cancer sau da, boli foarte întâlnite. Vreau să vă întreb, aceste schimbări de la nivelul țării afectează cumva acest sistem de sănătate? Că chiar este un scandal acum cu o ordonanță de urgență care ar modifica, ar aduce masive modificări în sistemul de sănătate, practic l-ar privatiza, dacă n-am apucat să fundamentez momentan foarte bine informația. Momentan nu s-a pus problema, pentru că dar programele de sănătate care sunt schimbările demarate, astea, nu. Aici se vorba de practic de sănătatea omului, politicul nu poate să influențeze, să zicem, niște programe de sănătate care deja sunt derulate, care sunt în curs de derulare, nu au fost probleme, noi chiar am avut toate programele noastre, s-au desfășurat așa cum trebuie și nu am avut... Deci, încă o... Da, este continuitate. O feliuță că nealterată politic, nu, să spun. Nu, momentan nu. Acum ceea ce se întâmplă cu spitalele sau cu celelalte unități sanitare vom vedea, nu știm nici exact ce se va întâmpla, dar este clar că pacienții vor fi, bineînțeles, indiferent de culoarea politică a unui sistem sau, eu știu, nu vor fi tratați pacienții dacă există sau nu culoare politică. Da, sunt convinsă. Dar sistemul de sănătate va rămâne, pentru că din nu, aveam o curiozitate că avem un scandal. Nu, momentan noi nu am simțit desfășoară în timp schimbări, real, pentru că în timp ce vorbim.
Da. Sunt oameni care vin din sistem, oameni care știu ceea ce s-a demarat anterior, sunt lucruri care nu pot fi întrerupte acum, doar că nu-mi place mie ca și politician cum sună un titlu de program, să spunem. Nu, deci nu au fost probleme, din contră am avut implicare în toate punctele de vedere și în toate ramurile ale Ministerului Sănătății și asta e un lucru îmbucurător pentru că atâta timp cât, da, sunt probleme, le recunoaștem, sunt probleme poate în unitățile sanitare, dar le putem îndrepta. Ați văzut că am tot dat comunicate în care au fost sancționați cadre medicale, medici din anumite unități sanitare și asta pentru că trebuie toată lumea să înțeleagă că acolo unde ne facem treaba, nu se întâmplă nicio nenorocire, este totul ok. Și se pot întâmpla nenorociri de la o simplă nedezinfectare a suprafeții sau un instrumentar cum trebuie sau nerespectarea unui protocol care poate pare banal. Dar sunt lucruri pe care le resimțim și din păcate la noi și omenește. Spitalul județean au mai fost controle? Știți că a fost scandalul acela au fost controle, cu dezinfectanții mei, ținuți... Nu, colegii mei merg mereu în control în unitatea sanitară, se efectuează controle, se efectuează recontrole pentru că s-au dat termene pentru remedierea deficiențelor. În acel raport de control, probabil. Da, un lucru bucurător este faptul că s-a început o reabilitare masivă, nu putem acum să fim cărcot așa, cum am zis mai devreme. Ok, e un lucru bun că se construiește, că se repară, că se înlocuiește și nu pot să facă nici lui lor totul să avem un inel fermecat și să spunem înlocuim un perete fără să facem praf sau fără să afectăm puțin liniștea sau... Dar este un lucru bucurător. Noi avem deschidere și atât timp cât se respectă limitele și normele de igienă și nu este afectată starea pacientului care este internat în spital, noi chiar ne bucurăm că se fac aceste modernizări și e un lucru bucurător că vrem să fie mai bine și mai frumos și mai bun pentru sănătatea omului. La spital încă nu s-a hotărât cine va fi manager, cine afectează cumva. Nu, deci practic noi controlăm unitatea sanitară în sine. Da, sunteți un pic mai superior, ca să spun așa. Nu neapărat superior, dar noi avem atribuțiile noastre de control. În sensul că n-ar avea cum să nu, cum să zic, să vă afecteze în mod direct. Nu, iar noi în momentul în care discutăm, putem discuta cu managerul, chiar dacă este interimar sau este un manager nou, deci aceleași probleme le ridicăm chiar dacă este un manager mai vechi de ceva ani în urmă. S-au văzut ceva schimbări, spuneți dumneavoastră? Eu zic că da. Din punctul meu de vedere ce am văzut, eu zic că da. Cu acea magazie, cum a mai... Știu că au avut termene pentru reabilitare, acum nu știu exact ce au făcut dumnealor. Deci asta depinde de cum se spune, bucătăria dumnealor internă și cum își respectă termenele pe care le au de la colegii mei. Dar cert va fi că dacă nu vor respecta, urmă și alte sancțiuni. Asta e inerent dacă cineva nu respectă ceea ce noi impunem. Din cât în cât timp se fac controle la unitățile spitalicești? Controle se fac de câte ori se consideră la sesizări, nevoie, da? La sesizări, la ordine de ministru, la termene, așa cum am zis, dacă am un termen de controlat, merg și îl controlez dacă s-a respectat termenul respectiv. Când situația o impune, dacă apar situații de criză sau situații cu probleme, atunci normal că se merge în control. Și așa cum am zis, chiar dacă cărcota și totuși nu... Oricum nu putem mulțumi pe toată lumea, asta e cert, este clar. Noi ne facem treaba și colegii mei chiar... puțini așa cum suntem, noi încercăm să ne facem treaba așa cum trebuie. Și nu vreau să le țin partea, dar să știți că chiar se muncește. Și faptul că în ultimul timp am încercat cât de cât prin comunicate să ne facem simțită prezența și în media, adică omul poate zicea nu știu ce face DSP-ul. Nu, există, dar nu face. Dar, exact. Noi am încercat să... Și de foarte multe ori am spus mai bine să prevenim decât să sancționăm, mai bine să mergem și să vă dăm niște termene și indicații să faceți ceea ce este bine, pentru că pe mine ne încălzește cu nimic în a acorda o amendă foarte mare unei unități, indiferent că e sanitară sau unitatea de alimentație publică sau de orice alt gen. Preferăm ca acei bani să investească și să fie reparate situațiile care îi impun pericol pentru populație sau pentru starea de sănătate. Practic, rolul nostru principal este acela de prevenție. În momentul în care noi am fost creați ca și entitate, ca instituție, eram centrul medical de preventiv. Deci eram preventiv, era totul și asta facem. Încercăm să aducem pe toți, să spunem, spre bine, nu neapărat să mergem să dăm sancțiuni, pentru că nu e o soluție, nu e o rezolvare. Da.
Doamna Elena, eu vă mulțumesc mult de tot pentru participare. Între timp a venit colegul meu și mi-a făcut semn că ne-am apropiat de final. Da. Sper să ne auzim. Da, și așa cum am promis, voi veni să vă prezint, o să pun și eu pe hârtie tuturor exact mai acel, multe exact, subiecte. Și acel material pe care vi l-am promis cu asistența comunitară și mediatorii sanitari, pentru că, așa cum am zis, depun și eu muncă și merită să fie. Și am să îi rog și pe cei care ne urmăresc să lase câteva mesaje cu întrebările pe care le-ar... Scuze? La care... Da, facem că nu împreună. Deci, v-ați declarat deschisă întrebărilor și sugestiilor. La viitoarea emisiune sper să cuprindem mai multe subiecte. Eu vă mulțumesc mult încă o dată. Și vă mulțumesc. Tuturor o zi frumoasă, la revedere!